Această emisiune vă este oferită de grupul de producători Corvinia. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iarna își intră încet în drepturi. Am și întâlnit-o la Certej, unde am stat de vorbă cu Nicu Pasc. De fapt, am încercat să facem retrospective a ceea ce se întâmplă, dar nu numai retrospective, pentru că am ajuns să-l întâlnim la ferma sa, pe Dan Vințan, la Dâncu Mic. Am stat de vorbă un pic, vă amintiți, la Indagra, dar de data asta am stat de vorbă mai pe îndelete și încă n-am reușit să acoperim tot ce se poate vorbi cu Dan. Da, o să revenim, cu siguranță, pentru că sunt încă multe, multe de spus. Și la Vărmaga am ajuns, pe dealul Dăvideșilor, la Dorin Mocan, de asemenea, privind un pic retrospectiv, dar încercând să previzionăm ce s-ar putea întâmpla în anul viitor. Am încercat să găsim soluții pentru cei care nu au un porc de tăiat. Soluția e simplă. Familia Țurcanu vă așteaptă ori la Bârsău, ori dacă nu, în piața centrală din Deva. Și o să aveți produs tradițional pe masa de sărbători. Da, au fost și sunt în continuare zbateri în rândul lucrătorilor APIA. Noi am mers la centrul județean să aflăm ce și cum cu plata avansurilor, cine a rămas încă neplătit, mă rog, mai multe aspecte pe care le-am dezbătut, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, cu directorul centrului județean APIA. Și pentru că vorbeam de produs tradițional, cei care reușesc să sacrifice porcul de sărbători, de Ignat, au o obligație, controlul trichineloscopic. Și vorbim despre el cu medicul veterinar. Vizionare plăcută! Nicu, am vrut neapărat, trecând peste de toate, să filmăm, uite așa, afară. Sunt practic primii fulgi din iarna 2017-2018. Da, sunt primii fulgi, sunt foarte frumoși. Așteptăm iarna, sper să fie precipitații cât mai multe și cât mai abundente, fiindcă stăm foarte rău cu apă, avem un deficit de apă sol destul de mare și la ora asta. Și nu numai în sol, din cât am înțeles. Da, este primul an. Cred că cel mai greu an din punct de vedere a precipitației și a apei potabile pe care o folosesc eu la vacea, apei în general. Chiar sâmbătă am cărat cu cisterna și încă că continuă să fie o problemă cu apa. Bun, înainte de a arunca privirea retrospectivă, oarecum normală în această perioadă anului, hai să ne gândim la iarna care vine acum peste noi, pregătit în rest, în afară de apă, cu ce e depus în iesle? Păi da, în primul rând ne gândim la mini-vacanță acum de 1 decembrie. Da, suntem pregătiți în ceea ce privește stocurile de furaje, suntem la zi cu ele, suntem pregătiți. Sperăm ca și anul trecut să ne mai rămână și pe anul următor, pe toamna următoare. Da, să v-am spus, retrospectiv privind, a fost un an bun. Furaje am reușit să adunăm, porumb a fost o cantitate mai mică față de anul trecut, dar suficient ca să ne acoperim necesarul pe care îl avem noi în timpul iernii și am mai crescut numărul de animale, lucrăm în momentul de față la dăposturile lor să mai avem ceva de lucru, rest mai avem de tăiat porcul, țui că n-am avut, fiindcă nu facem anul ăsta, fiindcă n-am avut prune și mere, nimic. Deci până la urmă am găsit ceva ce nu s-a făcut în anul trecut. Avem și deficiență. Da, în rest, sperăm, v-am spus, sperăm în precipitații, fiindcă este un deficit mare de apă în sol.
Da, de fapt, așa cum trecem în registrul foarte, foarte serios, a fost apăsarea multora. Și, dar n-a fost singura, din păcate. Am vorbit anul ăsta, cred, aproape în fiecare ediție, despre lipsa mâinii de lucru. Oh, asta e o problemă pe care am trecut-o la pierdere, eu nu mai fac speranță. Vorbesc foarte serios să mai găsesc mână de lucru, nu mai am nicio speranță, fiindcă nu mai găsești oameni în aproape orice domeniu, nu mai găsești oameni care să mai lucreze. În agricultură este cu atât mai greu, salariile sunt destul de mari, nu sunt afectați de legea salarizării, fac o paranteză, primesc mâncare, primesc cazare, toate condițiile, în condiții, cred că ați filmat înăuntru, foarte bune și optime, dar nu mai găsești mână de lucru. Și atunci suntem noi aici, lucrăm cot la cot cu ei. Din păcate, este o mare problemă și marea dramă crescătorilor de animale. Și dacă se vor împuțina numărul de animale și dacă oamenii vor începe să-și vândă animalele, le vor vinde pentru lipsa forței de muncă. Și nu numai asta, că acum, dacă tot privim retrospectiv peste anul 2017, stăteam de vorbă cu Ștefan Tot de la Hațeg, care a restrâns la minim suprafața de cartofi, tocmai pentru că nu are cu cine să mai lucreze. Da, este o durere a acestor zile. Culmea, ne așteptam să fie altfel, pentru că... Da, nu... Fenomenul este unul destul de simplu și cred că îl vedem cu toții. Cred că acordarea ajutoarelor sociale și celor care n-ar trebui să-l primească în condițiile în care pot lucra, ne afectează în mod indirect și în mod direct pe toți cei care lucrăm, care producem ceva în țara asta, fiindcă nu găsesc altă explicație. Nu, oamenii nu mai vor să muncească, nici în sănătate, nu mai sunt condițiile care au fost cu ani în urmă. V-am spus, beneficiază de condiții bune. Într-adevăr, este și o muncă destul de timpul care trebuie să-l petrec lângă animale este unul de lungat, fiindcă nu este o muncă fizică, muncesc de multe ori mult mai mult decât cei care stau cu oile sau care stau cu caprele. Vacile sunt în gard electric și aici sunt mai simplu. Deci v-am spus, dacă se va reduce animale, se va reduce în lipsa oamenilor și lipsa forței de muncă. Acest aspect al lipsei forței de muncă face parte din ceea ce înseamnă strategia pentru anul viitor, ceea ce îți pregătești, ține cont și de faptul că nu prea mai ai cu cine să lucrezi? Noi ne-am cristalizat o echipă și când spun noi, suntem toți cei care muncim aici, indiferent de funcția, să spun, care o avem. Suntem o echipă, ne-am cristalizat de aproape un an jumătate, suntem cam aceiași oameni, nu asta. Sigur că da, oamenii ăștia îmbătrânesc, oamenii ăștia nu mai pot să mai fie și eu, peste mine trec ani, nu mai pot fi la fel de repede ca așa în urmă cu câțiva ani, cu 10 ani sau cu 7 ani în urmă. Și atunci sigur că ne gândim ce să facem, cum să aranjăm animale. Am trecut odată, am eliminat mulțul trecând pe carne și producând doar carne. Acum vedem păstoritul. Deocamdată nu putem băga oile în gard electric. Anul viitor vom băga și caprele în gard electric. Și atunci mai e nevoie de un om care să supravegheze doar. V-am spus, este foarte dificil, este drama agriculturii românești, eu spun, în anii ăștia. Din punct de vedere al culturilor care le pui în brază, ce ți-ai propus? Cultura am reușit, am însămânțat ceva greu și ditricare acum în toamnă. Am mai crescut un pic suprafața de teren pe care o cultivăm cu cereale anul viitor. Mergem în continuare cu porumb, sorg și lucerna care ne asigură hrana noastră toate zilele. Și aveai mazărea aia furajeră? A, și mazărea furajeră punem în continuare. Eu pot să spun că mazărea furajeră a fost lotusul meu câștigător anul acesta, fiindcă în lipsa precipitațiilor fân a fost destul de puțin și mazărea furajeră este cea care ne-a asigurat
undeva la peste 60% din producția de cereale, de furaje pe care o avem anul ăsta pe stoc. Să dea Dumnezeu să fie bine. Ce putem să ne dorim acum, înainte de Ziua Națională și înainte de Sfintele Sărbători de iarnă? Dorim ca toată lumea să se bucure de sărbătorile care se apropie, să fie sănătos, să le petreacă în pace și să nu uite rădăcina care, din care se trag, și să nu uite că satul românesc le este cel care le asigură hrana și spirituală și material. Dane, în sfârșit ajungem la tine, la Dâncu Mic. Cea mai tâmpită întrebare care poate să o pună cineva, dar cu asta încep. De ce vaci de carne? Pentru că am simțit nevoia de carne la un moment dat pe piața europeană. Am văzut trendul, să zicem, ce era în țările din Europa, în Italia, în Franța. Și am considerat că și terenul ne avantajează, având o zonă care nu se pretează atât de mult pentru cultura mare, pentru vegetal. Nu putem obține culturile de porumb sau de grâu care le obțin cei din lunca Mureșului. Valorificăm resursa zonală. Bun, și acum să venim la partea alaltă, dar tot așa o întrebare un pic ciudată. De ce agricultură? De ce zootehnie? Zootehnia a venit după momentul în care am luat terenuri în arendă și am văzut că foarte mult erau terenuri care se pretau mai mult pentru zootehnie, pășuni și fânețe. Și următorul aspect, am vrut să închidem oarecum lanțul, de să mergem mai departe, nu să vindem cereale, să vindem carne, ar fi ideea pe viitor. Un produs, ar fi bine să ajungem la un produs finit. Da, ar fi bine să ajungem la multe. Așadar, în primul rând, hai să o luăm de aici. A fost partea cu cultura mare. Da, început. Cam ce ai pus? Avem o zonă foarte bună pentru lucernă, porumb, mazăre, grâu. Folosim paiele ca și hrană pentru animale și atunci punem și grâu. Cam astea sunt culturile, nu mergem pe floarea soarelui și pe alte culturi care nu ne avantajează în zona de pădure aici, unde sunt multe păsări și ne... Sunt multe rase de carne. Ai ales limuzenul? Am ales limuzenul pentru că este o rasă cu fătări ușoare, cu sporuri de greutate foarte bune, cu valorificare bună, cu clienți pentru a vinde fără probleme la vânzare. Deci sunt, tot timpul avem clienți care sunt interesați. Bun, ajungem și la valorificare. Îmi spuneai că vițelușii așa care sunt în spatele nostru sunt de anul trecut? Da, sunt animalele care sunt fătate la sfârșitul anului trecut și care de la jumătatea anului au trecut pe faza de îngrășare. Care ar fi pașii concreți ca să ajungă în faza în care poți să ieși valorifici? Din momentul fătării, ei stau 6 luni de zile alături de mamă, sug pe toată perioada, după 6 luni de zile se separă de mamă, pentru că mama deja își începe un alt ciclu, este montată din nou, se montează foarte rapid, 21 sau 40 de zile, la prima sau la a doua intrare în călduri. Și atunci îi luăm de lângă mamă, îi aducem în fermă, îi separăm masculii de vițele, facem o selecție și pe mascul, cei pentru reproducție rămân pentru reproducție și cei pentru îngrășare trec pe faza de îngrășare și finisare. Și se vând undeva când ajung la 18 luni, la greutăți cuprinse între 600 și 700-800 de kilograme individ. Da, văd că le dai mâncare din plin. Ce se întâmplă cu acea legendă a crescutului în sălbăticie, semi-sălbăticie? Nu, deci ca și orice altă chestiune, au nevoie de hrană. Deci fără o hrană consistentă nu reușesc, pentru că ei transformă practic energia obținută din hrană în carne, în kilograme în plus. Altfel n-ar fi nimic. Au nevoie și de făinuri, tocmai de asta obținem făinurile din porumbul care îl cultivăm, mazăre, amestecuri de mazăre, obținem proteina din mazăre, cu orz. Deci au nevoie pentru îngrășare și pentru asta categoric au nevoie de un suport alimentar bun.
greu de ținut, mai ales, uite, că începe deja să ningă peste noi, suntem într-o zonă mai înaltă, perioada de iarnă, pentru că vara, da, îi lași pe pășune, nu ai probleme, ce faci iarna? În perioada de iarnă îi aducem și vacile, deși mamele lor și toți îi aducem și îi adăpostim în adăposturile care le avem, dar le lăsăm posibilitatea în jurul fermei să iasă pe un areal restrâns pentru a face mișcare mamele. Dar tăurașii care sunt la îngrășat tot timpul stau pe boxe sau în padocuri, cum să, unde sunt furajați. E o rasă sensibilă, pentru că și partea asta de adaptabilitate la ceea ce înseamnă condițiile noastre, bănuiesc că a avut o greutate în alegerea ta. Sigur că da. Nu este o rasă sensibilă, nu apar probleme majore, fătările sunt ușoare, s-au adaptat destul de bine. Noi am început din 2011, am adus animalele. Nu au fost probleme de sănătate, nu am avut niciun fel de problemă cu ele. Bun, și acum, spuneai ceva mai devreme, că apar clienți, cât de ușor, cât de complicat e să și valorifici ceea ce crește aici? Este complicat, pentru că întotdeauna cel care cumpără are tendința să câștige el mai mult decât tine. Tocmai de asta noi ne și gândim să valorificăm produsele noastre pe viitor. Am vrea să închidem cât mai mult lanțul, să mergem și înspre partea de a procesa, de a abatoriza undeva în abatoarele care ar trebui să fie, dacă mai sunt la noi, o să găsim probabil, și să încercăm o desfacere de carne, pentru că este solicitată. Toți mai mulți oameni întreabă dacă nu vindem și carne, pentru că este o carne cu gust deosebit, cu o structură a cărnii altfel decât ceea cu ce suntem noi obișnuiți. Da, din păcate această obișnuință, această lipsă a culturii consumului de carne din vite de rasă, de carne, încă ne lipsește. Da, probabil din cauza aceasta și scăzut oarecum consumul de carne, pentru că întotdeauna în magazine găsești probabil carnea din animalele de reformă. Ori noi vrem să vindem carne din tăurași îngrășați care au vârste fragede, o carne fragedă și suculentă. Un lucru care m-a uimit, da, pot să folosesc cuvântul ăsta, discutând înainte de a începe înregistrarea, că tot ce ai făcut aici e pe forță proprie. N-ai accesat nicio măsură pe fonduri europene. Până în momentul de față nu am accesat niciun proiect pe fonduri. Intenția este de a merge mai departe, pentru că și noi avem nevoie de silozuri, de FNC-ul pentru a ne produce, de o bucătărie furajeră, de a ne produce hrana pentru animale, de un uscător pentru porumb, și o modernizare pe partea de utilaje, că întotdeauna este nevoie de tractoare performante, forță de muncă nu găsești întotdeauna specializată, și atunci încercăm să eliminăm oarecum această problemă prin tehnologie nouă care să ne permită să ne mișcăm repede. Din nefericire, vedem cu toții că au dispărut școlile de formare profesională, unde ai avea șanse să găsești un mecanizator sau, știu, un zootehnist sau ceva ce ai nevoie în fermă. Tot mai mulți doresc să lucreze în birouri, în spații mai confortabile. În agricultură este un pic disconfort, vedeți și dumneavoastră, e noroi, e rău, e rece. Bun, iese disconfort, iese noroi, dar dacă e pasiune, cred că e și satisfacție. Da, este și pasiune și obligatoriu trebuie să apară și partea financiară în discuție, pentru că este o afacere care trebuie să se susțină pe forțe proprii, deci să aibă continuitate, să facem ceva durabil. Da, dacă vine vorba de fonduri europene, și pentru că spuneam mai înainte că lipsesc sau ar trebui să fie în zonă și abatoare, nu te-ai gândit și la aspectul ăsta? Era în discuție acum câtva timp o chestiune legată de abatoarele la capătul fermei, unde să-ți vinzi produsul tău, de să poți să-ți abatorizezi animalele care le crești și să faci și desfacerea lor. Acel lucru chiar ne-ar interesa.
Trebuie văzut exact ce se întâmplă, pentru că, așa cum ne-am obișnuit și punem și ghilemele de rigoare, e o obișnuință de care n-aveam nevoie. În buna tradiție românească, multe se schimbă de azi pe mâine. Da, tocmai asta este ideea. Avem nevoie de planuri și de scenarii pe termen lung, în care să nu alergăm de la o zi la alta după schimbări care intervin, ci ar trebui să ne putem alinia la cerințe care se întind pe perioade de 5-10 ani, să fim siguri că toate lucrurile merg pe direcția aceea și noi să ne punem la punct. Vorbeam săptămâna trecută cu Cosmin, cu Iovan, că am stat de vorbă împreună și la Indagra. Exact de acest lucru se plângea și el, de lipsa de predictibilitate. Da, este o mare problemă, este chiar o mare problemă, pentru că întotdeauna apare legislație care trebuie să fii tot timpul în dinamică ca să ții pasul cu schimbările care intervin. Și mai este o mare problemă, lipsa de să zicem, de forță a agricultorilor, prin faptul că nu suntem capitalizați, nu suntem asociați, nu suntem organizați. Tocmai asta discutam și eu și cu Cosmin și cu mai mulți colegi, că ar fi nevoie de cooperative sau organizații unde să avem și noi un cuvânt de spus. Și asta, și poate că în cadrul unei asociații ai putea avea un contabil, ai putea avea un jurist, ai putea avea un agent de vânzări, un om care se ocupe de marketing. Așa trebuie să le faci cam singur pe toate. Da, și este o mare problemă, pentru că apar costuri suplimentare, dar exact cum spuneați, tocmai asta este ideea, 2-3 oameni care să se ocupe de interesul a 10-20 de fermieri. Și atunci ar fi mult mai simplu și de plătiți, ar putea fi plătiți bine pe măsura rezultatelor care le obțin, și ar fi mult mai simplu pentru tine ca fermier, pentru că a elimina mult din timpul care îl pierzi pentru a face toate aceste activități. Deci, ca o concluzie oarecum a discuției noastre, până la urmă, unirea, asocierea ar fi, hai să spunem, nu ultima soluție, dar soluția cea mai viabilă. Da, ar fi una dintre soluțiile care ne-ar conferi tuturor și siguranță, pentru că ești o forță, ești mai mulți în același grup, dacă stai umăr la umăr, nu te prea poate zdruncina nimic. S-ar putea achiziționa utilaje de care nu ai nevoie pe tot parcursul anului și folosi în interesul grupului. Ar fi un lucru care ne-ar avantaja pe toți, de la achiziția de inputuri și până la comercializarea produselor care le avem în fermă fiecare dintre noi. Am spus că e o concluzie. Ar mai fi una. Să vină sărbătorile în liniște și în pace peste tine, peste cei care ți sunt alături și peste animalele astea minunate. Mulțumim și același lucru vi-l dorim și dumneavoastră și tuturor celor care urmăresc emisiunea dumneavoastră. La mulți ani, dragi gospodari, la 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 la. Voie bună peste ani, la 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 la. Casa să vă fie plină, la 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 la. De belșug și de lumină, la 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 la. O sărbătoare mai frumoasă cu produsele Alpin pe masă. De Crăciun, colinde ascultă și produsele Alpin le gustă. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Fermele ADO din țara Hațegului, ferme la standarde europene, lapte, carne, legume, totul proaspăt, gustos și sănătos.
Fermele Ado duc mai departe tradiția țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele Ado, sănătate în bucate! MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Dorin, iată-ne din nou în dealul de videoștilor și încercăm așa, că toți suntem aproape de sfârșit de an, să aruncăm o privire retrospectivă. Cum a fost 2017 pentru tine? Pot spune că a fost un an bun și spun și de ce. O dat Dumnezeu de a venit un cioban care s-a stabilit aici și se pare că vrea să rămână în continuare aici. Asta e un lucru bun. E un lucru bun pentru că în aproape toate emisiunile vorbesc despre lipsa forței de muncă și cât de cât oameni care să pună și un pic de suflet ca să fie lângă tine. Vis-a-vis de oamenii care să pună suflet față de, să zicem, proprietarii de animale, că nu le putem spune altfel la oierește, este greu să găsești. Dar așa, deocamdată, avem un om aceea care, într-adevăr, e responsabil și pentru mine, de-aia spun, a fost un an mai ușor. Vis-a-vis de alți ani, când stătea o lună, două, plecau, iar căutai cioban. Deci era o chestie de asta de du-te, vino, de te săturai, până la urmă, te gândeai, Doamne, ce să fac cu animale, știi, le mai țin sau să mă scap de ele și de toate poverile astea grele cu oamenii. O, Doamne, da, animăluțele arată foarte bine, nu bine, foarte bine. Au avut ce să mănânce, au avut condiții cât de cât bune. Da, am avut condiții bune și spun că seceta care a fost anul ăsta aceea, noi am putut să o evităm și spun de ce. O avem pășuni sus spre munte, urcăm cu ele mai sus de aici, de la poalele dealilor și am reușit să avem animale bune anul ăsta și revin din nou. Contează ciobanul. Dar și văcuțele, mă uitam așa înspre ele, și lor le-a mers bine. Da, da, văcuțele. Eu, din punctul ăsta de vedere, cred că văcuțele o să aibă un rol mai important pe parte de zootehnie, pentru că e mai ușor de gestionat. În primul rând că, no, vis-a-vis de 500 de oi, dacă ai 50 de vaci, le știi pe nume fiecare. 500 de oi e mai greu să le știi pe fiecare. Așa este. Ești sau încercai să te duci și tu înspre zona de carne? Da, încerc. Deja am făcute însămânțări artificiale pe parte de limuzin la vaci. Am și un produs, deja îl putem și vedea, este deja un vițel, un tăuraș frumos. Și eu sper că în continuare să trec pe partea asta de carne, pentru că la noi e problemă cu desfacerea laptelui. Și atunci cu carne probabil că am fi mai ceva mai simplu. Da, tocmai de asta am zis că la penultima discuție pe care am avut-o, îmi spuneai că încet, încet vrei să mergi înspre zona asta. Chiar cum mai merge cu valorificările? Dacă ne referim la oi, oile sunt jalnice la momentul ăsta din punct de vedere al banilor, în sensul că o oaie care eu am cumpărat-o, spre exemplu, de la târg de la pui cu 7 milioane, acum nu primești pe ea 3. No, nu vorbim de miei. Miei am venit aici chiar la mine niște bișnițari de ăștia care asta fac ei și zice, Doamne, îți oferim 4 lei pe kilogram la miel. Și zice, Doamne, zic, până la urmă, noi nu vindem găini.
Dacă am vinde găini, am putea discuta de prețul de ăștia, dar noi totuși vindem animale cu patru picioare, nu păsări. No, așa, n-am avut ce face, a trebuit să-i resping, așa că am rămas cu cel puțin 150 de miei, pe care îi valorific încet, îi mai tai, mai am un prieten, o cunoștință, lucruri de astea așa mărunte, mărunte. Da, poate, vezi, că tot vorbeam de rasă de carne la vaci, poate că și... Și până la urmă poate nu-i rău că ministrul s-a apucat să vină cu programul ăsta de promovare a consumului de carne de oaie și în restul anului, numai de sărbători. Da, este bună, binevenită treaba asta cu domnul ministru. Însă eu pot să spun că deocamdată nu le face chiar toate pe care le spune domnul ministru. Deci nu le face chiar toate și trebuie să o spunem cu regret, pentru că am fost chiar aproape de dumnealui la o întrunire la... Unde am fost? La Tâmpa. Așa. Și acolo am pus o întrebare destul de pertinentă, zic eu. Domnul ministru, ce facem cu terenurile care nu sunt tăbulate? Mai putem noi să accesăm, să primim bani europeni? Și să știți că nu mi-a dat un răspuns concret. O să aibă în vedere lucrul ăsta, au în vedere de foarte multă vreme, dar se pare că rămân doar cu vederea, atât tot. Nu se finalizează. Eu zic că nu reușesc până în 2020 să cadastreze România, să zicem. Avem și noi dubii din punctul ăsta de vedere, da. Hai să încercăm să păstrăm speranța. În definitiv, nouă, celor de aici de jos, cam asta ne rămâne, că lor acolo sus nu le prea pasă. Da, eu zic așa, că cel mai important este să avem noi o colaborare bună cu funcționarii APIA, pentru că ei sunt cei care colaborează direct cu noi și se pare că încet, încet acești oameni își dau seama că trebuie să avem o colaborare strânsă și de data asta sunt în asentimentul lor vis-a-vis de faptul că li se taie din salariu și pe nedrept. Deci am fost acolo după masă, am fost la 5, la 6, la 7, am fost la 8 seara, funcționarii erau acolo. Deci, oameni buni, să nu ne batem joc de cei care își fac treaba. Așa spun. Așa este. Eu spun chiar în emisiunea de astăzi, într-o discuție pe care o am cu directorul APIA, înregistrarea e făcută înainte de discuția dintre noi doi, sufletește, îi susțin și eu pe oameni. Atât doar că eu nu o să fac un material pe partea asta, pentru că din punctul meu de vedere, importanți, în primul rând, sunteți voi. Dar sufletește, și eu sunt alături de lucrătorii APIA, pentru că și eu știu cât lucrează. Bun, hai să revenim acum și să depășim momentul retrospectiv și să vedem cum privim spre viitor. Da, din punctul meu de vedere, eu zic că viitorul nu arată rău. Și spun și de ce. Atâta timp cât te poți organiza și reușești să faci lucrul ăsta, mai mult decât nu vă ascund că vreau să fac o mică carmagerie la mine acasă, încerc să-mi adun toate datele necesare ca să poată să fiu certificat, autorizat cu tot ce există. Na, și atunci eu reușesc să închid într-un fel lanțul. Să nu mai trebuiască să vină bișnițarii să-mi cumpere vițelul la prețul care vreau ei, nu-mi iau mielul la prețul lor și eu dacă reușesc să fac lucrul acesta, eu zic că o să fiu un pas înainte. Înseamnă că avem un motiv în plus să ținem aproape de Dorin Mocan și să mai venim pe cipădealul Dăvideștilor. Cu siguranță. Eu vă spun că produsele care le vom face noi o să fie doar cu rețete din bătrâni. Nu vrem să schimbăm absolut nimic. O să fie și o procesare mică. Nici nu vrem să ne extindem foarte tare. Și cred că o să le spun, și cred că e prima dată când spun lucrul ăsta, o să le spun gustul copilăriei. Bianca, Dragomir m-a împins aici să vin și eu în spatele galantului. Începem să vindem împreună. Ce vindem? Bună ziua și bine ați revenit la noi în magazin. Vindem de toate. Că totul se apropie sărbătorile, vindem maio, ștobă, sângerete, jambon, absolut tot ce se poate. Mă, faci și data trecută când am vorbit cu Dani, uitați de lucru care mie îmi place cel mai mult, de jumeri. Da, am uitat să vă spun că în special jumerile, da. Sunt acolo mai într-o parte și nu sunt în fața mea în vitrină și atunci tot timpul uit să spun și de jumeri. Da, văd că vine lumea, de fapt chiar am stat un pic aici, foarte interesată de calitatea produselor voastre în primul rând. Da, mulțumim la Dumnezeu, chiar avem clienți care apreciază munca noastră și sunt foarte ok de produsele noastre.
mai ales că sunt afumate cu fum natural, folosim rumegușul de fag, folosim lemn de fag pentru hițuire și așa, și sunt foarte interesanți de lucrurile cât mai naturale. Vă spuneai că vin sărbătorile, cum stați cu comenzile? Vai, nu vreau să vă spun, avem comenzi foarte multe și încă mai tot vin, dar mulțumim la Dumnezeu, o să le facem față. Aveți putere de muncă, sunteți tineri amândoi, dar în general lumea se cam plânge că nu prea are cu cine să se ajute. Voi cum faceți? Numai voi doi sau mai aveți câte un ajutor așa din când în când? E foarte greu că dacă spunem la cineva nu ne crede, lucrăm doar noi doi. Deci noi doi de dimineața până seara, mai venim și la magazin, mai vindem și aici, dar în rest acasă la muncă. Mai și noapte, acum hai să spunem și pe aia dreaptă, că am vorbit data trecută cu Dani și mi-a zis că a stat până la 1 noaptea pentru unele dintre produse. Da, orele noastre e undeva dimineața, trezirea la ora 6, pleacă copilul la școală, după aceea intrăm în carmangerie și mai ieșim noaptea 12-1, chiar și 2 dimineața. Dar te simți bine când vezi lumea mulțumită de rodul muncii tale până la urmă? Da, foarte bine când văd că omul este mulțumit și tot timpul ne laudă pentru ceea ce facem, chiar este un lucru foarte, foarte ok. Atunci nu îmi rămâne decât să invit pe cei care ne privesc să vină aici la voi, în Piața Centrală, să-și iau un produs sănătos, tradițional și natural de sărbători. Da, chiar așa, ținând cont că numai anul ăsta nu mai suntem la târgu de iarnă din Piața Unirii, aștept toți clienții noștri și toți cumpărătorii să vină la magazinul nostru din Piața Centrală. Vă mulțumesc! Domnul director, în primul rând, pentru cei care ne privesc, trebuie să spun că am fi cu 2 zile înainte de finalizarea sau de încheierea termenului de plata avansurilor pentru fermierii noștri. Ar mai fi așadar ceva timp să vină și rezultatele de la Gauss, că să prindă și cei care au fost pe teledetecție și au fost cu oarește nelămuriri, să prindă și ei un bănuț. Vreau să pornim de aici discuția ca să rezolvăm în primul rând nemulțumirile care vin din zona fermierilor. Da. Informația dumneavoastră este exactă. Și dacă nu ar fi așa cum ați spus, deci dacă ar fi fost opusul, APE ar fi primit rezultatele de la Gauss în ceea ce privește controlele prin teledetecție, Gauss să înțeleagă telespectatorii că este vorba de firmă care este acreditată de APE să facă controlele prin teledetecție. Dacă ar fi venit aceste rezultate, am fi putut să atingem un procent de peste 96-97%, spun eu, de plată a avansurilor. Ar fi fost un lucru extraordinar. Cifrele sunt bune din acest punct de vedere, dar păcat că aceste rezultate de teledetecție ne afectează. Și când spun lucrul acesta, mă refer la un număr de 2000 de fermieri din județul Natoara la care nu s-au primit aceste rezultate. Practic, noi fiind în imposibilitate de a acorda avansul. Bun. Am zis, pornim de aici, de la partea asta de nemulțumire a lor și a dumneavoastră. Bun, în APE nemulțumiri sunt mai multe și vreau să spun un singur lucru. Înțeleg toate zbaterile care sunt aici în instituție, îi înțeleg pe angajații instituției, atât doar că eu sunt aproape de fermier. O să-i susțin sufletește pe oamenii din APE pentru că știu cât muncesc, dar mă interesează cei care ne privesc și care sunt acolo pe brază. Ce bani le-am dat? Înainte să povestim de bani, vreau să vă spun că au fost niște discuții în aceste zile, dar mi-a plăcut fraza unui coleg din APE și dați-mi voie să îl citez. APE Central nu ar face absolut nimic fără centrele județene. Centrele județene nu ar face absolut fără fermieri.
Deci, până la urmă, dacă se obțin aceste sume considerabile, este vorba de miliarde de euro la nivel național, de zeci de milioane de euro la nivel județean, nu se poate face nimic dacă nu este o colaborare extraordinară între fermieri, centre județene și APIA centrală. Acum să trecem la plata avansurilor. Aceste avansuri au fost date ca niciodată până la data de 1 decembrie. Este vorba de un număr de 85-86% din total fermieri eligibil aflați în evidența API Centrul Județean Hunedoara. Mă refer la cele eligibile. Sunt și fermieri blocați din diferite motive. Numărul este destul de mic raportat la cei 18.000 și de fermieri cât se află, cât s-au depus anul acesta cerere de sprijin pe suprafață la APIA, cererea unică de sprijin. Ei au primit avansul în procentele de 70% pentru cererea pe suprafață, pentru plata redistributivă, pentru micul fermier și pentru zona montană. Pentru celelalte scheme care sunt delegate la APIA din PNDR, cele care sunt susținute din fondul FADR, nu din FEGA, s-au plătit 85% din avans. Sumele au venit la timp, noi am început în data de 15 octombrie plata avansului. Nemulțumirea este că am avut un eșantion considerabil și la controlul prin teledetecție. Tot ce a stat în puterea API, Centrul Județean Hunedoara, s-a făcut, dar acest lucru nu ne aparține nouă, îi aparține unor colaboratori externi ai API care trebuia să ne furnizeze și nu ne-au furnizat până această dată. Să nu uităm că mâine, teoretic, este ultima zi de plată avansurilor, practic, în 29 noiembrie este ultima zi, mâine se fac golirea conturilor și se pregătește APIA pentru plățile finale, care vor începe calendaristic la 1 decembrie și prin ordin al Ministrului Agriculturii se vor finaliza până în data de 31 martie anul 2018. Conform cutumei și regulamentele europene, perioada de plată este între 1 decembrie anul curent și 30 iunie anul viitor. Din experiența anului 2017, prin stabilirea unor termene în concordanță, spun eu, cu realitatea, 1 martie, 15 mai, 1 iulie, 1 octombrie controlul și 15 octombrie, 30 noiembrie plata avansurilor și după aceea plata finală, au fost aceste termene stabilite prin ordin al Ministrului Agriculturii, au fost realiste. Noi am făcut tot ce a depins de noi, am lucrat sâmbătă, duminică, ziua, noaptea, când a fost necesar. Tocmai de aceea spuneam că înțeleg sufletește nemulțumirile lucrătorilor de aici din APIA, pentru că știu cât au stat la lucru. Da, revenim la fermieri, încă o dată, tot ei sunt importanți. Așa este, pentru că și noi am avut și obligați și respectul și tot ca să ne încadrăm în aceste termene și ne-am încadrat, astfel încât munca am făcut-o cumva mai ceva, nu cu atâta încrâncenare și cu atâta presiune pe noi, pentru că n-a trecut decât un an, când acum în decembrie, ianuarie, noi eram tot la control pe teren și mă dădeam de capet. Și în anul următor începeam plățile până martie pentru anul 2016, eram tot defazat, să spun așa. Este prima dată când se intre într-un RIN normal însemnând și ajungerea banilor la fermieri atunci când au nevoie.
adică în octombrie, să le dai avansurile până în martie, în februarie, martie, că vine primăvara, să primească restul de plată, deci să-i dai fermierul bani atunci când are nevoie. Bun, acum, știu că nu o hotărâți dumneavoastră, dar ar exista șansa ca cei care nu au primit încă rezultatele de la teledetecție să intre într-o primă tranșă în perioada în care se fac plățile finale, eu știu, poate să primească și ei prin decembrie niște bani? Da, sunt convins că în decembrie vom primi rezultatele la teledetecție, dar, cum spuneam înainte, în 1 decembrie vom face plățile finale și acești fermieri care nu au putut să primească avansul până acum, datorită acestor cauze, hai să le zicem obiective, în sensul că nu depinde centrul județean Hunedoara, vor primi plata finală, inclusiv plățile pe suprafață, redistributivă și celelalte scheme accesate, în cursul lunii decembrie-ianuarie, plăți finale. Să dea Dumnezeu să fie așa. Ar fi multe de spus. Deocamdată, lucrurile încep, cel puțin ca termene, să se așeze. Se vor așeza cu siguranță și în raporturile pe care le aveți cei de aici cu cei de acolo de sus și nu-mi rămâne decât să sper împreună cu dumneavoastră că ei, cei care ne privesc și care chiar stau acolo pe brază, am mai folosit sintagma și o folosesc, îmi place să o folosesc, care sunt acolo pe brază, ei vor fi cei care vor câștiga până la urmă. Da, este, până la urmă acesta e cel mai important lucru. Să ajungă banii la fermieri atunci când trebuie și când au nevoie. Asta este finalitatea a ceea ce facem noi și alții de la București și alții la Uniunea Europeană. Prin această prismă, acum să-mi fie iertat faptul că am ce să spun și am cu ce să mă laud. Vinerea trecută, săptămâna trecută, am avut o ședință de bilanț, să spun așa, activității APIA la nivel central. Din cele 4 audituri la nivel național care s-au desfășurat în mai multe județe. Audituri europene. Audituri europene, da, mulțumesc pentru precizare. 3 au fost în județul Hunedoara. Colegii cumva parcă mă și compătimeau când se uitau la mine de ce am avut în față în acest an și ce sarcini. Cel mai important audit care s-a făcut de către o comisie formată din 2 oficiali germani de la Comisia Europeană a fost și cel mai greu. S-a ținut în premieră pentru prima dată nu la București, ci, cum spun bucureșteni, în provincie. Au hotărât cei de la Uniunea Europeană să-l țină într-unul din județe și din acele județe, 42 de județe, au ales județul Hunedoara. Pentru că aveați înșantionul cel mai mare în control. Aveam, da, am fost pe primul loc un an înainte la înșantionul de control. Satisfacția a fost când domnul director general al APIA, domnul Pintea, am mulțumit județului Hunedoara în plen, fiind de față toată conducerea țării la nivel de APIA, toți directorii executivi de centre județene. Am mulțumit centrului județean Hunedoara pentru tot sprijinul acordat la toate cele 3 auditări, în principal la cea care viza acordarea banilor pe anul 2016. Și din acest punct de vedere ne-a felicitat pentru că în urma acestui audit nu au fost constatate de către comisie și nu a fost necesar să se facă nicio corecție la anul financiar 2016 de către Comisia Europeană. Deci, practic, României nu s-a imputat nimic, niciun leu în anul 2016, spunând că acest lucru s-a întâmplat cam rar. La începuturi, după aceea, au fost corecții destul de mari financiare. Când vorbești de o corecție financiară la nivelul Uniunii Europene, înseamnă milioane, zeci de milioane, sute de milioane de euro.
pentru că rezultatele dintr-un județ, dintr-o fermă, de la un fermier, cât de mic sau cât de mare, influența este, se extrapolează la nivelul țării și influențele, v-am spus, sunt de acest ordin în euro. Nu a fost nevoie, datorită auditului județul Hunedoara, de nicio corecție și ne-am felicitat. Vă felicităm și noi, vă mulțumim și așteptăm să vină luna decembrie, așteptăm să vedem dacă vin rezultatele la Gauss, așteptăm dacă, să aflăm dacă încep plățile finale, adică avem motive suficiente să revenim aici la dumneavoastră. Mulțumesc pentru felicitări. Meritul este al colectivului Centrului Județean Hunedoara Lapia și vă așteptăm cu drag să veniți în continuare, să aflați vești de Lapia, noi fiind București să vă oferim. Domnule doctor, pregătim practic prima ediție din decembrie a emisiunii Satul Hunedorean. Decembrie este o lună foarte importantă pentru noi, un pic apăsătoare pentru medicii veterinari, pentru că au mult de lucru. Și mă refer aici efectiv la ceea ce înseamnă examenul trichineloscopic. Da, oarecum este un pic de lucru în luna decembrie. Nu putem să refuzăm clienții. Trebuie să ne facem datoria de medici veterinari și pentru examinarea probelor de trichină în perioada sărbătorilor. Îi așteptăm cu drag pe oameni să vină să facă examen de trichină conform orarului afișat. Cred că întotdeauna e bine să reamintim în această perioadă ce înseamnă acest examen și cam care ar fi riscurile evitării lui. Este important să se facă acest examen. Mulți îl consideră ceva, să zicem așa, nesemnificativ, dar este un examen foarte important pentru că vorbim despre o zoonoză, vorbim despre un parazit cu transmitere la om prin consumul de carne. Mulți nu fac acest examen, recomand să se facă această examinare de laborator, tocmai pentru a evita infestarea cu acest parazit. Este un examen foarte important, se face cu rigurozitate și aș dori ca cei care vin să facă examenul de trichină să vină cu probe conforme, și anume examen de trichină se face numai din pilierii diafragmatici, deci nu din alte zone, și să vină cu astfel de probe pentru a putea examina proba. Proba este la fel ca și, se examinează la fel ca și anii trecuți, pe acele mici înșantioane, pe câmpuri, așa se numesc ele, la trichinoscop. Cele trei grade, să zicem așa, este infestare mică, medie și mare. În oricare din câmpuri, dacă s-ar depista o singură larvă de Trichinella spiralis, se scoate din consum uman și acea carne de la porcul respectiv se denaturează, se neutralizează. Există un formular, din câte știu, în caz că apare această infestație, persoana respectivă, proprietarul porcului, este despăgubit. Da, este despăgubit. Acum se urmează mai mulți pași. Adică, ca să fie despăgubit, trebuie să facă dovada că acel porc îi revine lui pe baza crotaliei și așa mai departe. Deci fiecare cunoscător de sau fiecare crescător de porc știe ce înseamnă treaba asta. Consumul de porc, într-adevăr, se face doar familial pentru examenul de trichină. În discuții cu alți medici, spuneau că la o adică, în situații extreme, mai sunt și alte părți din porc de pe care s-ar putea, poate nu la fel de relevante, dar s-ar putea preleva probe pentru examenul trichineloscopic. Da, s-ar putea preleva probe și din alte părți. Acum,
Problema este în felul următor, că incidența cea mai mare este în acei pilieri diafragmatici. Da, se poate preleva și din musculatura de la baza limbii, și din mușchii maseteri, și din mușchii membrelor anterioare, într-o anumită zonă, din mușchii intercostali, deci sunt mai multe zone de elecție. Dar incidența cea mai mare, o spun încă o dată, este din pilierii diafragmatici. Poate să se transmită la om? Ce implicații ar putea avea asupra corpului uman? Ce implicații ar putea avea asupra omului uman este în funcție de gradul de infestare. Acum, prea multe nu vă pot spune, că nu am văzut și sper să nu văd în viața mea așa ceva, forme clinice de trichinela spiralis la om. Din ce spune cartea, spune în felul următor: în prima fază apar tulburări digestive, și anume malabsorție, maldigestie, diaree, constipație și așa mai departe, febră, în cele mai grave cazuri tumefierea feței și a anumitor zone a corpului, și cel examenul trichinoscopic absolut obligatoriu, o spunem așa cinstit și în fața tuturor în această perioadă, mai ales în această perioadă. Bun, el ar trebui să fie făcut ori de câte ori sacrifici un porc pentru consumul propriu, consumul familial, pentru că pe zona societăților comerciale acesta se face clar fără niciun fel de problemă, direct. Da, pentru examenul acesta, într-adevăr, consumul cărnii se face doar pentru consum familial, deci nu nici măcar pentru vecini și alte cele. Deținătorul sau gospodarul respectiv este răspunzător de această treabă pentru familia lui. Să dea Dumnezeu să fie bine și sărbătorile să vină cu liniște din punctul ăsta de vedere pentru toți cei care ne privesc. Da, să dea Dumnezeu să fie ok, în ordine, să nu fie probleme, oamenii să fie înțelegători și să avem pace de liniște și în sufletele noastre de sărbătorile ce urmează. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Fermele ADO din Țara Hațegului. Ferme la standarde europene. Lapte, carne, legume. Totul proaspăt, gustos și sănătos. Fermele ADO duc mai departe tradiția Țării Hațegului și oferă produse de cea mai bună calitate. Fermele ADO, sănătate în bucate! Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor.
La mulți ani, dragi gospodari, la-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 la. Voie bună peste ani, la-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 la. Casa să vă fie plină, la-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 la. De belșug și de lumină, la-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 la. O sărbătoare mai frumoasă cu produsele Alpin pe masă. De Crăciun, colinde ascultă și produsele Alpin le gustă. Atât și pentru astăzi se încheie practic prima ediție din luna decembrie anului 2017. Prima ediție a emisiunii Satul Hunedoreean, bineînțeles. Emisiune cu care vă veți reîntâlni și ne vom reîntâlni și noi, realizatorii, cu voi peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă. Această emisiune v-a fost oferită de grupul de producători Corvinia.